dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism, arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele. De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8/2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre, încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse. Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Duminică 2 august va avea loc Târgul Băilor la Ideciu de Jos. Pentru ediția din acest an, organizatorii au pregătit un program divers cu artiști de renume. Vor fi prezenți Cornelia Radocea, Felix Gălan și Ioan Dordoi, iar atmosfera va fi întreținută de Vaida cu ai săi nănași. Evenimentul se va încheia în jurul orei 22, când va avea loc un foc de artificii, dar și discotecă în incinta strandului. Primăria și Consiliul Local al Comunei Ideciu de Jos vă invită la Târgul Băilor duminică 2 august, ce va avea loc în zona strandului. Organizatorii au pregătit un program variat cu artiști de renume. În primul rând, am pregătit un program foarte frumos pentru acest an, cu artiști, bineînțeles, de muzică populară, cu artiști din zonă, cu rapsos populari. Aș vrea să notez aici cei mai cunoscuți artiști: Felix Gălan, Cornelia Radocea, Ioan Dordoi. Și, bineînțeles, spectacolul va fi prezentat integral de Vaida și ai săi nănași. Așadar, începând cu ora 10, va avea loc o expoziție de obiecte tradiționale ale meșterilor populari, obiecte de artizanat, picturi de icoane și costume populare. Programul va continua de la ora 16 cu spectacol folcloric. Vor participa ansamblurile Doina Mureșului, Vatradorului, Cetățuia, Mugurelu și Deleni. Vor fi prezenți și rapsozii populari Loredana Pop, Raluca Borda, Adela Săbăduș, Alex Dank, Mihai Moldovan, Georgiana Pușcaș, Diana Suceava, Alin Pop, Doriana Iuliana Oprea, Bianca Pop, Diana Tișe și Eugen Bloj. Tot în cadrul evenimentului va avea loc lansarea de carte a rapsodului popular Cătălin Cioba, Toată lumea e oarecum. Deși poate mulți nu știu, acest târg este unul vechi și cu însemnătate. De-a lungul timpului a suferit unele schimbări, însă acum organizatorii vor să ducă tradiția mai departe. Un târg vechi de zeci de ani, noi credem că este a 60-a ediție, dar s-ar putea să fie mai înaintată ediția. Suntem într-un curs de cercetare, pentru că era acest târg din perioada interbelică, dar a fost oprit pe vremea războiilor și după aia s-a reluat. Programul pregătit pentru toate vârstele se va încheia în jurul orei 22, când va avea loc un foc de artificii, dar și discotecă în incinta strandului. Așadar, toți cei care doresc să participe sunt așteptați cu mare drag. Pentru toate vârstele avem program. Important e să vină lumea, pentru că am pregătit ceva foarte frumos pentru ei. Vă așteptăm cu drag! Miercuri 29 iulie este ziua imnului național al României.
Cu această ocazie, instituția prefectului județului Mureș, Consiliul Județean Mureș, Primăria Municipiului Târgu Mureș și Garnizoana Târgu Mureș pregătesc activități cultural-patriotice. Activitățile debutează cu prezentarea gărzii de onoare și a onorului militar. Urmează binecuvântarea și rugăciunea pentru poporul român, dar și o alocuțiune despre mesajul și importanța acestui simbol. Ceremonia se încheie cu intonarea de către întreaga asistență a imnului național al României. Instituția prefectului județului Mureș, împreună cu Consiliul Județean Mureș, Primăria Municipiului Târgu Mureș și Garnizoana Târgu Mureș, pregătesc activități cultural-patriotice cu prilejul Zilei Imnului Național al României, în ziua de miercuri 29 iulie ora 10, pe platoul din Piața Teatrului din Târgu Mureș. Sunt așteptate să participe personalitățile civile și militare ale județului, reprezentanții autorităților publice, centrale și locale și ai partidelor politice. Mai sunt invitați și reprezentanții instituțiilor culturale, științifice și religioase, ai asociațiilor, ligilor și fundațiilor, cadrele militare, veteranii de război, dar și elevii, reprezentanții mass media și toți cetățenii județului Mureș. Activitățile debutează cu prezentarea gărzii de onoare și a onorului militar, salutarea drapelului de luptă al Brigăzii 6 Operațiuni Speciale Mihai Viteazul, trecerea în revista a gărzii de onoare, salutarea acesteia și prezentarea oficialităților. Urmează binecuvântarea și rugăciunea pentru poporul român, oficiate de părintele protopop Olimpiu Zăhan și preotul militar al garnizoanei Târgu Mureș. Despre mesajul și importanța acestui simbol esențial al națiunii române, imnul Deșteaptă-te Române, domnul dr. Liviu Bar, directorul Serviciului Județean Mureș al Arhivelor Naționale, va susține o alocuțiune. În continuare, actorul Nicolae Cristache, director adjunct la Teatrul Național din Târgu Mureș, va prezenta un recital liric dedicat sărbătorii imnului național. Ceremonia se încheie cu intonarea de către întreaga asistență a imnului național al României, concomitent cu arborarea drapelului național pe catargul amplasat la locul de desfășurare a ceremoniei publice. Nicio ediție a Festivalului Văii Mureșului nu poate fi completă fără ca să fie prezentată tradiția confecționării de viori. Reghinul este privit ca patria românească a instrumentelor cu coarde, iar una dintre afacerile emblematice în acest sens este cea a inginerului Vasile Gliga. Filmele sale sunt nelipsite de la sărbătoarea anuală din Răstolița și de fiecare dată expun vizitatorilor din tainele și farmecul meseriei de lutier. Abordăm acest subiect după ce trecem pe la redacția Sport, unde ne așteaptă Marcela German. Bun găsit! Astăzi, la știrile din sport, aflați că pentru al treilea an consecutiv, Adriana Boga a fost desemnată cea mai bună sportivă a țării. Grupa de copii născuți în 2003 a clubului Athletic Kids Gurghiu a obținut locul al doilea la turneul de la Toplița, iar în cadrul campaniei Da pentru Sport cunoașteți alți doi copii de la CSS Reghin. Cu detalii vă aștept la Jurnalul de Sport! Necesitatea de a promova valorile culturale de pe Valea Mureșului Superior, iată că la Festivalul Văii Mureșului, an de an, de 11 ediții încoace, municipiul Reghin este reprezentat de standul municipiului Reghin, oficial, în care primăria, muzeul și toate instituțiile de cultură își expun mărinimos tradițiile, porturile, obiceiurile, prin acele obiecte pe care dumneavoastră le-ați putut viziona vreme de două zile aici pe Valea Mureșului. Dar nelipsit este standul familiei Gliga, cel care de altfel dă și brandul imaginii orașului viorilor, Reghinul. Vorbim cu o doamnă reprezentativă a acestei instituții, de ce nu am putea să-i spunem, care iată reușește cu drag, cu mărinimie, cu pricepere să dea viață lemnului. Care sunt fazele și cum poate lemnul să scoată asemenea sunete? Bună ziua! Se începe de la lemnul brut, care se modelează, se pune într-un șablon ca să se poată lucra, se modelează fața, spatele, la fel se procedează și cu gâtul, care se prinde tot așa într-un șablon, se sculptează, după care se șlefuiește. Accesoriile care sunt din abanos, am uitat să vă spun că e lemn de paltin, creț este fața, gâtul și eclisa și fața din molii de rezonanță. Accesoriile sunt din lemn de abanos, lemn exotic sau paltin creț.
la preț? Lemnul de abanos vine în formă brută, după care se pune tot așa într-un șablon și se modelează cu, asta zic, ciclingul, englezul și urindea. Se șlefuiesc din mână, așa arată. Fiecare vioară manual? Fiecare, da. Fiecare vioară se șlefuiește, fiecare accesoriu, cheie, trebuie să ajungă la, de la lemnul brut la forma finală. Și arată forma finală a cheia, cordarul, bărbia și butonul. Astea sunt toate, sunt din abanos sau lemez rotit. Lucru atât de migălos? Da, sunt multe faze și lucru migălos. Aici, tot așa, într-un șablon, asta se numește eclisă. Formată din butuc, colțar, contra eclisă și eclisa finală. Aceste forme sunt standard? Da. Lemnul se curbează în apă caldă, în apă fiartă, de fapt. Și ajunge la această formă, care se montează în șablon. Asta este șablonul. Se folosește clei de oase pentru a se lipi. Deci nu folosim decât clei de oase la toate. Câte straturi sunt lipite? Un singur strat de clei și se montează fiecare piesă a eclisei. Și se lasă câteva ore ca să se încleze, după care da, l-a uscat. Dacă este, mergem la următoarea fază. Următoarea fază, aici se montează fața, tot așa într-un șablon, spatele și eclisa. Fața diferă de spate, materialul? Da, fața este din molit de rezonanță. Eclisa, după cum am spus, gâtul și spatele, nu se vede aici, este din paltincreț. La modelarea gâtului se folosesc mai multe, pentru că sunt mai multe curburi, sunt mai multe... De asemenea, toate aceste scobituri sunt făcute manual cu dalta. Da, toate sunt făcute cu dalta. Vedeți aici diferite tipuri de dălți pentru fiecare dimensiune. Pentru fiecare dimensiune, pentru fiecare curbură se folosește o altă dalta. E nevoie de multă pricepere, dar mă gândesc că și știință. Da, e multă pricepere și dăruire, trebuie să-ți placă ce faci, să iubești meseria. Dacă este să vorbim puțin despre istoria firmelor Gliga. Firma anul ăsta împlinește 25 de ani. Mă bucur că fac parte din acest colectiv de 15 ani. A început cu o singură vioară și s-a ajuns la mii de instrumente livrate în toată lumea. În Japonia, în Statele Unite, în Germania, în... peste tot în lume, peste tot, în Germania, peste tot în lume, se livrează instrumentele noastre. Ce se face aici, la faza de șlefuit? Aici se face F-ul instrumentului, asta e fața, se desenează și se taie. Aici e. Cu traforajul. Se folosește traforajul pentru fiecare F. Se taie manual, după care se șlefuiește. Iar aici? Aici se fac călușele. Căluș. Călușul pe care se montează pe instrument. Asta este căluș de violoncel, căluș de vioară și de contrabas. Tot așa se desenează, se taie, după care se șlefuiește. Cât durează să creezi o vioară, o singură vioară? Cât timp?
Peste 200 de ore pentru fiecare instrument. Peste 200 de ore ca să iasă instrumentul de la cap la coadă. Sunt, nu știu, în jur de 10-12 straturi de lac se dau pe fiecare instrument. Și cât este de importantă calitatea lemnului pentru o rezonanță și o acustică bună? Cât este mai vechi lemnul, cu cât este mai creț spatele, cu atâta o să iasă un instrument de calitate mai bună, de maestru, să zicem. Iar aici avem o expoziție? Da, este instrumentul final în care este montat călușul, accesoriile care le-ați văzut, cheile, după care urmează livrarea. Deci aici e tot procesul tehnologic, începând de la lemnul brut, se desenează paltinul creț, fața, astea sunt zonele acustice ale instrumentului. Aici este instrumentul deja montat, gâtul băițuit, lăcuit și montat. Asta este un instrument pictat, pentru că sunt mulți copii care doresc instrumente pictate. După care se lăcuiește, bineînțeles, și se montează. Iar acum nu ne rămâne decât să ascultăm Ceterașii. Să ascultăm Ceterașii și vă invităm la joc, dacă se poate. Se remediază problemele cu apa potabilă de la robinetele localnicilor din Deda. În curând, familiile nu vor mai avea de suferit în perioadele de secetă, astfel încât să rămână fără apă curentă în gospodării. Primăria Comunei Deda derulează în această perioadă o lucrare de extindere a rețelei de apă canal și captare a unui izvor în satul Filea. Primăria Comunei Deda are în derulare mai multe proiecte de investiții. Unul dintre ele se referă la alimentarea cu apă a localității, pentru că sursele de captare a apei sunt insuficiente, iar pe timp de secetă creează probleme, lăsându-i pe oameni fără apă curentă la robinete. S-a luat măsura extinderii rețelei și utilizarea unei surse suplimentare de apă. Avem două aducțiuni de apă în comuna Deda, care uneori, cea de la Donca și care deservește satele Deda și Filea, în perioadele de secetă ne creează probleme. Derulăm în momentul de față o extindere a rețelei de apă și captarea unui izvor în satul Filea. Administrația comunală Deda era de mult preocupată de problema apei, întrucât unii săteni resimțeau segeta prin faptul că scădea presiunea la robinete. O investiție care este obligatorie și care o facem în ideea de a asigura necesarul de apă în perioadele prelungite de secetă sau având în vedere și încălzirea globală care se realizează, sigur că trebuie să gândim în viitor și să asigurăm necesitățile cetățenilor noștri, apă și tot ceea ce înseamnă infrastructură pentru comuna Deda. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Deda se ridică la 4113 locuitori, care se regăsesc în satele Deda, Bistra Mureșului, Filea și Pietriș. Un nou concert de orgă va avea loc miercuri 29 iulie și va fi susținut de organistul și compozitorul Klaus Dieter Unch din Codlea. Acesta va veni să-l înlocuiască pe Adrian Irinela Ciobăniței, care nu poate fi prezent din motive medicale. Concertul de la Biserica Evanghelică din Reghin va începe la ora 18, iar intrarea este liberă. Avem detalii imediat în jurnal, dar înainte aflăm de la Clina Casoni care sunt tendințele previziunilor astrale pentru ziua de miercuri. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Datorită trigonului Venus-Uranus este posibil să se manifeste o anumită instabilitate în sentimente, dar care își va găsi o rezolvare plăcută. Farmecul personal joacă un rol important în această perioadă. Dacă nu este însoțit de discernământ, poate provoca dezastre, dar tot el poate să repare totul. Dar cu mai multe amănunte, vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Seria concertelor de orgă găzduită anual de Biserica Evanghelică din Reghin continuă cu cel de-al patrulea recital, miercuri 29 iulie de la ora 18. Acesta trebuia să fie susținut de Adrian Irinel a Ciobăniței din Bacău, însă din motive medicale acesta nu poate fi prezent. Așadar s-a făcut o schimbare și va concerta la Reghin un renumit organist și compozitor din județul Brașov.
Klaus Dieter Unch din Codlea, de lângă Brașov. Din păcate, domnul Aciobăniței nu a putut să vină din cauze medicale și atunci am încercat să aduc pe altcineva. Publicul reghinean este din ce în ce mai interesat de astfel de evenimente. Asta reiese din numărul de persoane prezente, care a crescut față de anii anteriori. Reacțiile publicului au fost fenomenale anul acesta și mă bucur foarte mult, fiindcă s-a făcut un progres foarte mare în legătură cu interesul lor pentru această muzică. Categoric, în anul acesta a fost cel mai important an din aceste concerte de vară și am avut cel mai mare public. Compozitorul Codlean este muzician bisericesc la Biserica Evanghelică și profesor de muzică la Liceul Teoretic Codlea, secția germană. Seria concertelor va continua miercuri, 5 august, cu un recital susținut de Molnar Arpad din Cluj. Artistul plastic Simeon Moldovan s-a mudat în casă nouă. Reghineanul a beneficiat de sprijinul familiei unui om de afaceri din oraș, care a pus la dispoziție un imobil situat în zona industrială. Aici artistul are spațiu suficient pentru a crea în liniște și concentrare pictură, desen și sculpturile care l-au consacrat. Ne întoarcem la acest subiect în câteva momente, acum însă poposim la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Miercuri cerul va fi mai mult senin. Mercurul din termometre indică în Reghin valoarea de 29 de grade Celsius, iar în Târgu Mureș cu un grad mai mult. Cu mai multe informații, ne revedem la final de jurnal. Simeon Moldovan este un artist plastic neobosit. Creează clipă de clipă, chiar și atunci când îl zărim făcând altceva, mintea sa este la lucrările de artă. Iar de la o vreme este și mai creativ, pentru că a intrat în casă nouă. Reghineanul a beneficiat de sprijinul familiei unui om de afaceri din oraș, care i-a pus la dispoziție un imobil situat în zona industrială. Să nu zicem cadou, ca o bursă, prin care familia Ilieș își dorea foarte mult să mă sprijine și să investească oarecum în mine și acest spațiu mult mai generos îmi oferă condiții foarte bune de lucru. Vă doreați de mult un alt spațiu? Da, pentru că cel din Pandurilor, pe care eu intenționez să-l transform într-o galerie de artă, pentru că Reghinul duce lipsă în acest sens. Aici am o curte unde pot să cioplesc, unde pot să mă manifest. În noul imobil, Simeon Moldovan are spațiu suficient pentru a crea în liniște și concentrare picturi, desen și sculpturile care l-au consacrat. Peisajele reghinene și picturile cu tematică religioasă îi ocupă acum o bună parte din timp. Pentru prima dată sunt preocupat de a face peisaje sau naturi statice legate de zona Reghinului. Am fotografiat foarte mult, m-a interesat anumite detalii, anumite zone care le consider foarte pitorești, foarte frumoase. Pe lângă astea, noua mea preocupare vis-a-vis de sacru, de lumea religioasă, de anumite scene biblice pe care eu le inserez într-un urban supra-sofisticat cu blocuri, clădiri, imagini a lumii moderne. O altă categorie de lucrări la care Simeon Moldovan este în verba creației este reprezentată de sculpturi. Sunt preocupat de modelaje de dimensiuni mari, pe de o parte, pe de altă parte portretul. Portretul care să nu fie doar descriptiv, un portret psihologic, mai mult psihologic, în care interpretez sub o cu totul altă dimensiune decât ceea ce stă lângă. Sau poate este mai adevărat decât o simplă copiere, o efigie a unei persoane sau a unei idei.
Artistul Simeon Moldovan s-a născut în Reghin, aici unde s-a retras pentru a se dedica creației. În 1987 a absolvit secția de sculptură a Academiei de Arte Plastice Grigorescu din București. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Capitală și membru al Arts Club din Washington, D.C. Începând din 1990, participă la numeroase simpozioane, expoziții personale și de grup în țară, dar și în străinătate. Mai multe despre lucrările sale actuale și planurile artistice pentru viitorul imediat, aflați urmărind emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21 la Dareghin TV. Standul Comunei Ruși Munți a fost reprezentat cu succes și la ediția 11 a Festivalului Văii Mureșului. Casa tradițională a localității a cuprins obiecte tradiționale vechi, specifice și o colecție impresionantă de carte veche. Dar mai multe aflați din reportajul următor. Care a fost fluxul de vizitatori anul acesta, domnul primar? Se pare că un pic afluența de spectatori a fost de vizitatori a fost mai redusă, poate și din cauza căldurii de ieri. Astăzi a fost un pic mai mare. Noi suntem foarte mulțumiți că în cartea de vizitare, cartea de onoare a căsuței, avem foarte multe înscrisuri în care oamenii ne felicită pentru ceea ce expunem, ne îndeamnă să continuăm pentru că ceea ce au văzut i-au lăsat efectiv uimiți. Avem oameni care au venit din Chicago, au venit din America, din Israel și au consemnat însemnări în această carte de onoare a căsuței de Mureșeni. Comuna Ruși Munți se bucură de un muzeu cu o colecție de cărți extrem de vechi. În ce cămăruță ne aflăm în momentul de față? În momentul de față ne aflăm în casa dinainte sau în verandă, cum mi se mai spune tradițional. Este cea mai de preț cameră, să spun așa. Este camera unde se păstrează lucrurile cele mai importante din gospodăria din Ruși Munți, cum ar fi lada cu zestrea fetelor, cu toate țesăturile făcute în casă, chiar de către viitoarele mirese, costumele populare de sărbătoare sau viitoarele costume pentru folosite în taina căsătoriei, poze de familie foarte vechi și de asemenea mai este denumită și camera de rugăciune, se vede după cum avem și aceste icoane foarte vechi și de asemenea reprezentată fiind cameră de rugăciune, avem din Muzeul Satului aceste cărți foarte vechi găsite pe teritoriul localității, cea mai veche datând undeva în jurul anului 1500. Este scrisă de mână, este un manuscris cu alfabet chirilic. O altă cameră? O altă cameră este camera de lucru, unde gospodinele, după ce terminau treburile din gospodărie și iarna, mai ales, petreceau aici foarte mult timp, aici lucrau țesăturile casei, adică de la perdele, covoare, tot ceea ce ținea de casă, propriu-zis, haine. După cum observați, avem războiul de țesut, unde se țese zestrea fetelor. Avem o mașină de cusut, care, din păcate, este acoperită pentru a se broda costumele naționale. Și în spate aici era o doamnă care coțea pe acele materiale, cosea cu fluturi costumele naționale, cum este costumul care îl port în momentul de față. De asemenea, puteți observa, avem și o furcă de tors, unde se toarce lână pentru covoare, în special pentru covoare și pentru păretare, care le regăsiți pe pereții din cameră. Cum arăta bucătăria tradițională de odinioară? Bucătăria tradițională, am încercat să readucem cât de cât puțin din tradiționalul pe care era la vremea respectivă, cu obiectele care erau cel mai des utilizate într-o bucătărie din comuna Ruși Munți. După cum observați, avem acel blidar cu farfurile făcute din lut de către localnici, deseori cu motive florale. Avem celebrele ulcioare, ceaoane în care se punea laptele la prins pentru a face smântâna. De asemenea, avem în spatele dumneavoastră, dacă observați, o sobă de gătit, o sobă veche, are undeva la 150-170 de ani și celebrul ticlăzău, acel fier de călcat care gospodinele călcau portul popular din localitate în zilele de sărbătoare și toate lucrurile din casă.
În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe jurnalderegin.ro a fost materialul despre condițiile moderne de circulație din comuna Deda. Pe locul 2, în topul audienței, se află materialul despre primarul Reginului, Maria Precup, care a devenit noul prim vicepreședinte al Partidului Social Democrat Mureș. Iar pe 3 se clasează știrea despre cea de-a noua ediție a taberei Icoana Colț de Rai, Minte, Trup și Suflet. Și pe pagina de Facebook de Reghin TV, cel mai accesat material a fost cel despre condițiile moderne de circulație din comuna Deda. Pe locul 2, în topul audienței, se află materialul despre primarul Reghinului, Maria Precup, care a devenit noul prim vicepreședinte al Partidului Social Democrat Mureș. Iar pe 3 se clasează știrea despre cea de-a noua ediție a taberei Icoana Colț de Rai, Minte, Trup și Suflet. Detalii aflați accesând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook de Reghin TV. Rămâneți alături de Reghin TV. Marți 28 iulie de la ora 19 puteți urmări emisiunea cu muzică populară Top R. De la ora 21, Simina Cota vă invită la o nouă ediție a emisiunii Instituția. Miercuri 29 iulie de la ora 17, Ghiță Zileriu vă așteaptă la Reghinul în direct. De la ora 19 puteți urmări momente din cadrul Festivalului Văii Mureșului, ediția a 11-a. Iar de la ora 21, Ovidiu Ilisan vă invită la șahmat. Doamnelor și domnilor, știrile zilei se încheie aici. V-ați vedea în câteva minute cursul valutar și jurnalul de astre, apoi știrile din sport și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută. La revedere! Evora, o nouă locație. Întreaga gamă de produse cu care v-am obișnuit se regăsește în noul magazin deschis. Evora, o nouă locație. Floso, sărbătorim împreună! Cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate, Floso demarează o campanie publicitară cu 15 premii speciali. Comanda ta o șansă de a câștiga ediția a 4-a. În perioada 20 aprilie 2015-9 decembrie 2015. 15 ani de activitate, 15 premii. Premiul 1, un sejur de 3 nopți pentru 2 persoane în orașul Barcelona, în perioada 1-15 martie 2016. Premiul 2, televizor LED Samsung diagonal 116 cm în valoare de 2000 lei. Premiul 3, laptop Asus în valoare de 1600 lei. Și 12 premii constând în ceasuri de mână brand Fossil pentru femei și bărbați. Detalii despre campania promoțională, comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a 4-a, găsiți în locațiile din regie. Strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării, numerele 48, telefon 0266-342-128. Floso, calitate, prontitudine, competență. Castelul Basmelor, visul oricărui copil. Spațiu de joacă. Activități educative pentru copii. Locul ideal pentru petreceri private. Totul în condiții de maximă siguranță. Reghin, strada Apelor, numărul 4. Castelul Basmelor. O călătorie în lumea copiilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Thank you.
gravită o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Bine v-am regăsit! Berbec, conflictul dintre tine și partenerul de viață va dura atât timp cât amând discutarea neînțelegerilor. Chiar dacă va fi o ceartă în toată regula, finalul va aduce liniște. Taur, descoperi că ai datorii morale față de cei care ți-au cerut să mediezi un conflict, iar rezultatul nu a fost cel dorit. Nu mai ai cum să schimbi nimic. La serviciu știi că ești propus pentru o promovare care te încântă și care crezi că îți va oferi liniștea dorită. Gemeni, finalizezi o rețetă care părea că nu mai are nicio șansă de realizare. Nu primești laude în plus, însă ți se promit multe bonusuri. Rac, întreaga zi eviți activitățile care implică un risc oarecare, deoarece nu mai ai posibilitatea de a te apăra în niciun fel. Nu-i asculți pe cei care te îndeamnă să riști. Leu, recenta ta promovare te face să visezi la posibilități și mai mari, aproape grandioase. E de preferat să fii însă mai modest și mai aproape de muritorii de rând, rude sau prieteni. Fecioară, dacă ai promis să faci rost de o sumă de bani pentru o rudă prin alianță, este posibil să intri într-o mare încurcătură. Amicii te ajută, familia te critică, iar viața ta este supusă unor schimbări fără să ți se ceară părerea. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Pentru griji și nevoi, vino la noi. SC Ramina, distribuitor Tărâțe Șrot și Floarea Soarelui. Mălai Furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, var, lavabile, rigids, plase sudate, mărfuri industriale, bilote, lejerii de pat, articole de bucătărie și cadouri, toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ierbuțeni, numărul 124. Telefon 0746 108 567 sau 0265 512 649. SC Ramina, soluția nevoilor tale. Farmacia veterinară ProVet, de 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar, hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845. Guard Express. Pază și protecție prin personal specializat. Monitorizarea sistemelor electronice de securitate. Consultanță de specialitate și servicii de protecție personală. Pentru siguranța casei dumneavoastră. Guard Express. Pază, monitorizare, intervenție. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere.
Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi. Toate sub același acoperiș. Northern Lor asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lor vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lor, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Continuăm previziunile astrale pentru miercuri. Balanță. Ai scăpat de acele activități ce nu ți-au adus decât bătăi de cap. Este culmea, dar aproape că regreți perioada care a trecut. Bune sau rele schimbările vor fi respinse numai din cauza modului în care ți s-au prezentat. Scorpion. Ai rămas în urmă cu actele sau corespondența. Amâni până seara când descoperi că nu poți face altceva până nu termin restanțele. Neînțelegerile care apar în anturaj sunt provocate de o persoană care te minte cu nonșalanță. Săgetător. Nu refuzi invitația de a discuta cu cei dragi și mai ales nu refuzi din start sfaturile pe care ți le dau din bunăvoință. Nu ești totuși în stare să faci acele modificări care ți-ar aduce mai mult timp liber. Capricorn. Intuiția te ajută să depășești un obstacol și să scapi și de adversarii mai vechi. Persoana iubită îți creează necazuri prin invitațiile pe care le face. Vărsător. Programul casnic e foarte încărcat, iar tu ești din ce în ce mai amețit. Nu te simți obligat să faci eforturi pentru că rudele te înțeleg perfect, deoarece au aceleași simptome. Pești. Ai ocazia să reiei relațiile cu un fost prieten sau să revii la sentimente mai bune față de o femeie din familie. Ți se cere mai multă implicare în plata ultimelor facturi. Acestea au fost previziunile astrale pentru miercuri. Sunt Crina Cazoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit! Pentru al treilea an consecutiv, Adriana Boga a fost desemnată cea mai bună sportivă a țării. Informația a fost prezentată de tatăl și unul dintre antrenorii ei, Ioan Boga, invitat în emisiunea de sport Ora Campionilor. Tânăra din Reghin cu dublă legitimare a reușit recent să câștige Cupa României la karate interstiluri. Competiția a fost o premieră, întrucât în anii anteriori titlul se acorda în funcție de punctaje și notele obținute în cursul anului.
Reghinul are din nou cea mai bună sportivă a țării. Adriana Boga a obținut acest titlu pentru al treilea an consecutiv, după ce a participat la finele lunii trecute la Cupa României la Karate Interstiluri. Competiția a fost o premieră, întrucât în anii anteriori Federația de Arte Marțiale acorda acest titlu în funcție de punctajele și rezultatele obținute de sportivi în cursul anului. De această dată însă i-a pus față în față pe cei mai buni din România. 27 iunie a fost Cupa României Interstiluri, deci federațiile, deci Karate Shotokan și Toriu, Valoriu, Gojuriu, au stabilit de comun acord să hotărească cei mai buni sportivi ai țării. Deci în prima zi la Cupa României s-au stabilit primii doi clasați pe fiecare categorie. Deci să zicem la fete începând de la minus 55, minus 61, minus 68, deci 5 categorii la fete și 6 sau 7 categorii la senior, deci de senior. În a doua zi a competiției a urmat ca cei mai buni la toate categoriile și stilurile să se confrunte. Adriana Boga a câștigat fără drept de apel. Deci primii doi s-au clasat și a doua la zi la turneul campionilor s-au bătut pe grilă. Deci exact pe două grile, fiecare cu fiecare. Asta este al treilea an când Adriana Boga reușește să fie cea mai bună sportivă a țării, al treilea an consecutiv. Deci turneul că am câștigat cu toate meciurile câștigate la 0, deci nu, deci fără simț de ăsta, uitați-vă și pe internet și ăsta e un lucru frumos. Adriana Boga are 23 de ani și continuă să fie legitimată și la Master Karate Do din Reghin, chiar dacă este sportivă și la Clubul Bucureștean de Karate Sportul Studențesc, fiind totodată o membră importantă a lotului național. Grupa de copii născuți în 2003 a Clubului Athletic Kids Gurghiu a obținut locul al doilea la turneul de la Toplița. Competiția a avut loc în 17-19 iulie. Tot atunci, Menhard Lorand a obținut premiul pentru cel mai bun portar și grupa de născuți în 2006 a avut o evoluție bună, având în vedere că a jucat cu echipe de copii mai mari de la cluburi bine cotate din zona Moldovei. Chiar și vara, sportul de performanță continuă. Copiii născuți în 2003 care practică fotbal la Clubul Athletic Kids Gurghiu au ocupat locul secund la un turneu găzduit de municipiul Toplița, care a reunit echipe bine cotate din zona Moldovei. Practic zicem 2003, dar are în componență doar 3 copii din 2003, restul 2004 și 2005. S-au clasat pe locul 2, au câștigat meciuri cu echipe mai bine cotate din Bacău, din zona Moldovei, cu rezultate zdrobitoare, 7-0, 6-0, 8-0, dar în final au dat de LPS Piatra Neamț, echipă foarte bună, cu care au pierdut la un scor destul de mare, 3-0, dar nu asta este important, important e că au ajuns acolo. Și grupa de copii născuți în 2006 a jucat bine, spune antrenorul Ovidiu Mărginean, chiar dacă în final nu s-a clasat pe podium. Chiar dacă s-au prezentat la categorie mai mare, am vrut să vedem spiritul de echipă și spiritul competitiv cu jucători mai mari și mi-au lăsat o impresie foarte bună. Chiar dacă rezultatele n-au fost pozitive, pentru noi este important jocul și calitatea jocului, ambiția și devotamentul de care dau dovadă acești copii mai mici. Mi-a plăcut foarte mult. Am avut o victorie și un egal. Restul au fost înfrângeri, dar nu asta contează, cum spuneau. Ei s-au ridicat la nivelul echipelor competitive și s-au descurcat foarte bine. Tot la acest turneu, Menhard Lorand a obținut premiul pentru cel mai bun portar. Urmează campania Da pentru Sport, în care îi cunoașteți pe Mario Bogdan Pop și Lengel Otto, care practică fotbal la Clubul Sportiv Școlar Reghin, sub îndrumarea profesorului Budoi Borno Lorand. Bun găsit tuturor din nou împreună la Da pentru Sport, campania Da Reghin TV, prin care încercăm să vă prezentăm tinere, talente reghinene, tineri care, iată, fac sport deja de performanță la CSS Reghin. Și haideți să-i cunoaștem pe invitații mei de astăzi. Cu cine sunt de vorbă? Cu Mario Bogdan, am 12 ani, sunt la școala Danilo Stuparu din Ruși Munț. Bun, perfect. Și tu? Eu mă numesc Lendia Lotto, am 13 ani și
învăț la școala gimnazială Suseni. Bun, Roșii Munți și Suseni. Mă, nu e greu să vii totuși să faci și școală și să vii și la fotbal la Reghin? E greu, dar putem vine. Îți place? Da. Și ție? Cum de... Na. Păi pe mine mă ajută părinții să intru aici și păi reușim. Reușiți, bun. Perfect. Acum, eu vreau să vă mai întreb ceva. De câți ani faceți fotbal aici la CSS? Eu de 5 ani. Eu de 6 jumate, 7 ani joc. Știi mai multe decât la început, când ai venit aici? Ai învățat? Da. Merită? Da, merită. Merită să venim aici, că aici ne învață multe lucruri care ne poate ajuta să jucăm. Acum, eu te întreb pe tine, ce poți joci? Mijloca stânga. Și tu? Eu fundaș central. Fundaș central. Îți place să mergi în față să dai gol la cornere sau stai să acoperi? Păi stau mai mult să acoperi. Așa, bun. Cum vă înțelegeți cu colegii voștri de echipă? Sunteți prieteni, sunteți colegi, vă înțelegeți bine? Nu știu, fair play, ca așa se zice, da? E fotbal, fair play, da? Este la voi? E în regulă? Da. E în regulă, suntem prieteni buni. Vă ajutați unul pe altul când da. E ceva? Da. Da. Și tu vorbești, strigi în echipă, comunici? Da, comunicăm foarte mult și asta ne ajută să câștigăm meciurile. Acum, vreau să întreb cum a fost în campionat. Campionatul ăsta recent încheiat, am înțeles că foarte greu, dar cum a fost? Cum ai simțit tu? Cum te-ai simțit? În unele meciuri a fost mai greu, a fost și mai ușor, dar am reușit să luăm locul 2. Bun, perfect, locul 2 și este foarte bun. Tu, apropo de campionat, da, dar în turnee cum a fost? Haideți să vedem. Păi, în turnee a fost mai greu pentru că erau din alte țări și echipe din alte țări și era mai greu. Bun. Cum e în momentul când joci tu cu, nu știu, cu jucători din altă țară, nu-i cunoști, nu știi limba, nu-ți dai seama unde se duc ei, nu e mai greu așa să ghicești? Ba da, este mai greu pentru că vorbesc altă limbă și nu le înțelegem. Da, până la urmă a meritat, v-a plăcut în turnee? Da, ne-a plăcut. E frumos să faci fotbal aici? Domn profesor, cum e, apropo? Nu înțelegem bine, uneori mai strigă dacă nu facem ce ne spune. Dar ceea ce vă spune el e bine? Da. Merită să-l ascultați. Da. Bun. Acum, întrebare foarte simplă. Unde vrei tu să joci fotbal mai departe, când crești mai mare? Păi, în afara țării. În afara țării, bun. La o echipă? Zi, o echipă și un jucător care îți place. La Barcelona. Da? Și un jucător care îți place ție acum? Neymar și Messi. Bun, perfect. Iar tu? Eu aici, dacă aș reuși în țară și dacă ar fi pozit pe și în afara țării, aici în țară la ASEA Târgu Mureș, în doi îmi place mai mult. Așa, bun. Și un jucător preferat afară și o echipă? Păi Sergio Ramos pe postul meu și mai mult Ronaldo. Bun. Acum, eu vă doresc mult succes și încă ceva, mă. Să ajungeți și la naționala asta României, care are nevoie de talente. Și uite, voi sunteți talentați, de ce să nu visați că la un moment dat puteți ajunge? Dar trebuie multă muncă. Apropo, scurt, școala, cum e? Școală, fotbal? Păi, ajungem la ambele, pot să învăț și pot să vin și la antrenamente. Bun. Și la fel. La fel. Bun, eu vă doresc mult succes în continuare, să nu uitați, aveți nevoie și de școală, indiferent unde merge fotbalul ăsta, dar școală trebuie neapărat în viață ca să puteți reuși. Și vă doresc că atunci când ajungeți sus, ca și fotbaliști, să vă lăudați. De unde am pornit? De la CSS Reghin, da? Bun. Multă baftă în continuare, doamnelor, domnilor, sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire aici la Da pentru Sport cu viitoare, eu știu, personalități ale fotbalului românesc. Numai bine! Doamnelor și domnilor, jurnalul de sport se încheie aici. Sunt Marcela German, vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră. La revedere! Miercuri vremea va fi în general frumoasă, cu ușoare norări. Termometrele vor indica valoarea de 29 de grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș vor fi 30 de grade.
tot 30 de grade Celsius vor fi la Iernut și Sighișoara, în timp ce la Luduș vor fi 31. Pentru Batoș sunt prognozate 28 de grade, iar pentru Sovata cu un grad mai puțin. La Stânceni, mercurul din termometre va indica valoarea de 24 de grade Celsius. Și în afara județului nostru, vremea va fi frumoasă. 31 de grade sunt prognozate la Alba Iulia, 30 la Sibiu și 29 la Brașov. La Cluj-Napoca și Bistrița, termometrele vor indica valoarea de 28 de grade Celsius. În București, cerul va fi mai mult senin, temperatura maximă fiind de 34 de grade. Miercuri-noaptea, cerul va fi senin. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 25 de grade, iar în Târgu Mureș cu un grad mai mult. Joi există șanse de ploaie. Temperatura maximă prognozată în Reghin va fi de 26 de grade, în timp ce la Târgu Mureș sunt prognozate 27. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Georgiana Stuparu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Agenția de turism Idea Tour oferă cele mai variate oferte turiștilor săi, potrivite așteptărilor fiecărui turist în parte. Punem la dispoziția turiștilor noștri pachete turistice clasice, începând cu litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, circuite culturale în Europa, dar putem să le oferim și programe complexe de sejur plus circuit sau programe de explorare pentru cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Reghin Mihai Viteazu numărul 12, de luni până vineri, între orele 9-17. Idea Tour, ideea ta de vacanță. Noi pentru tine. Restaurant Daria Reghin vă așteaptă într-un cadru complet renovat și modernizat. Capacitate 250 locuri. Ambianță ideală pentru mese festive, nunți, botezuri. Promoție Mirii anului 2015 beneficiază de o reducere de 30% și decorul sălii inclus. Meniul zilei la alegere. Parcare monitorizată. Restaurant Daria. Ieșirea din Reghin spre Târgu Mureș. Informații la telefon 0740 847 648. Nu ratați promoțiile Evora Center. Peste 20 de ani de experiență am crescut la nivel național și internațional alături de clienții și colaboratorii noștri. La MaviProd beneficiez de soluții complete pentru industria forestieră, agricolă, construcții și servicii energetice, servicii cu acoperire națională, piese originale cu livrare rapidă, suport tehnic și consultanță, siguranța unei colaborări eficiente. MaviProd, un partener de încredere. Cu o experiență de peste 15 ani în domeniu, Nakita vă propune o gamă de produse atent selecționate în sectorul siguranței și protecției muncii. Scopul nostru este de a combina protecția și confortul la locul de muncă, dar mai ales de a proteja angajatul din cap până în picioare. Pentru siguranța clienților proprii, Nakita dispune de un laborator de verificări periodice pentru produsele de lucru la înălțime și de un laborator pentru verificarea produselor de electrosecuritate. Nakita, soluții complete pentru